bazieră. Tare. 2100, turajul, viteza 210 la orizontală. Facem angajare cu motor. Sporet la 15 grade. Viteza limită. Cu motor, volezi 15 grade, 112 km la oră. Vor cu motorul un pic. Motorul încet. Turajul 145 km la oră. Oprim motorul drept. Adul Pădero. Adul Pădero. Urcăm cu un metru pe secundă. Urcăm cu un metru pe secundă. Ajunge la 140, cu 2200, 2250. Am terminat, mergem la aterizare. Gata. V-ați întors dintr-un zbor care solicită la maximum măiestria pilotului și a specialistului. Ați oprit pe rând cele două motoare, ați planat la înălțimi mari, v-ați ridicat pe verticală și tot așa ați coborât spre pământ. Care a fost scopul acestui zbor spectaculos? Am executat un zbor tehnic, zbor cu caracter special, prin care urmărim comportarea avionului în diferite situații de zbor. Aceste zboruri le executăm periodic cu toate avioanele din dotarea rețelei aviației sanitare, în vederea asigurării depline a securității zborurilor din punct de vedere tehnic. Aceasta e părerea inginerului Constantin Ivanovici, directorul aviației sanitare. Care e părerea pilotului șef Petre Ionescu? În timpul zborului, avionul a corespuns tuturor probelor făcute. A dat parametrii prevăzuți de notițele tehnice, deci el poate fi de acum dat în exploatare. Aceste zboruri nu constituie specificul activității noastre. Sunt zboruri cu caracter pur tehnic. Specificul activității noastre este transportul de urgență medico-sanitar. Medicamente, sânge, accidentați, bolnavi, medici specialiști, etc. Pentru ca să puteți prinde acest specific, acela al zborurilor cu caracter aerosanitar, este indicat să vă deplasați la una din unitățile noastre din țară și v-aș propune Constanța pentru că acest sezon, datorită condițiilor meteorologice, aviasanul este mult solicitat și mai ales în zona de delta. Cum am dorit într-adevăr să particip la acțiuni deosebite, să cunosc activitatea complexă a piloților de la Aviasan, am îmbrățișat fără rezerve această idee. Până la sosirea unui avion de Constanța, am avut posibilitatea să cunosc mecanici și meteorologi, oameni care împreună cu aviatorii formează acea unitate fără de care zborul n-ar mai fi zbor, aripile n-ar mai fi aripi, iar avionul? Avionul ar rămâne o îngrămădire rece de fier și aluminiu. Vă rog o prevedere pe ruta București plus la de la 6 la 10 km. Cu
local de la 4 aerceptor, da? Acoperit 8x8, strat și strat ocumul, plafon 300-600, 600-1200. Cine a transmis? 1-4, vă mulțumesc frumos. Prepara contact. Cei trei aviatori de pe aeroportul Tuzla, Constanța, sunt împreună. Când se întâmplă, își împărtășesc ultimele impresii. Alexandru Podgoreanu, pilotul comandant, o face însă în imagini. Fiecare diapozitiv color e o pagină captivantă și, în același timp, încărcată de omenie. Un reportaj s-ar putea scrie doar privind imaginile și ascultând comentariile pilotului. Salvarea! Bună ziua, suntem aviasanu Constanța Munteanu. Cu cine vorbesc? Să rămână la 15:30, să aveți o mașină la aeroport. Deci la 15:30 să fie mașina acolo, da? Avionul rămâne pe Tulcea, că nu mai are timp să se întoarcă. Jos al pilotului Alexandru Lupu nu l-am putut însoți decât cu gândurile. Având de transportat prea mulți oameni la bord, în condiții meteorologice grele, cu vânt la limită și uneori peste limită. Altă misiune mi-a prilejuit participarea directă. Câteva flacoane de sânge, de viață, trebuiau să ajungă la Sulina. Pilotul Vasile Petcu trebuia să le parașuteze. I-a fost teamă să nu le spargă și, cum plaja i-a oferit un teren de aterizare, a aterizat pe fâșia îngustă de nisip umed. Salvarea!
Dumneavoastră sunteți tovarășul Petcu. Ori da telefon din Tuzla, să nu vă întoarceți. Să plecați la Chilia Veche, că vă așteaptă acolo o femeie, o mamă. Ci că s-o zburați până la Tulcea. Și astfel se prelungește zborul de multe ori. Aviatorul știe că un om, undeva, are atâta nevoie de aripi, încât uneori își leagă toate nădejdile de zborul lui. Și timpul, în aceste cazuri, e viață mai mult decât oricând. Ați văzut în ce condiții am aterizat. Primăvara, când e peste tot inundat, singur de fășiu scade și unde putem într-adevăr ateriza e plaja. Aceste misiuni însă, ieșite din monotonia celorlalte, noi le primim cu plăcere, să știți, și câteodată chiar simțim nevoia să facem asemenea zboruri pe terenuri mici, condiții meteo mai vitrege. Numai că aparatura care aceste avioane dotate nu ne permite să zburăm prin ceață sau în condiții mai dificile, deasupra norilor sau chiar prin nori. Oamenii nu se îmbolnăvesc mai cât timpul este frumos. Lipsa aparaturii radio la bol. Este foarte important ca pilotul să aibă posibilitatea să păstreze legătura cu solul pentru diferite informări și aceasta presupune existența unei aparaturii radio, recepție, emisie corespunzătoare. Vedeți dumneavoastră, dacă în primăvară ați venit în vizită la noi, ați fi văzut căpșunăria. Căpșunărie care
a fost socotită chiar de specialiști ca o căpșunărie model. Avem și câteva rânduri de viță de vie, pom fructiferi. Acum, ce am putea să vă arătăm altceva decât prădaniile noastre pentru a proteja pomii împotriva iepurilor iarna ca să nu-i jupaie de coajă? Zborul micilor avioane ne-a purtat peste ruinele cetății Istria, a monumentului de la Adam Clisi, mărturii ale istoriei milenare a acestui pământ românesc. Zburând spre oameni însă, trăiam împreună cu piloții din Constanța o istorie vie, de fapte reale și de aceea parcă neegalat mai bogat. Așteptam, vă mulțumim foarte mult că ați fost deosebit de prompt. Copilul este o mare urgență și am vrea să ajungă cât mai repede la acasă. Încă o dată vă mulțumim mult. Niciodată acest cuvânt nu mi s-a părut mai adevărat și nerostit la întâmplare. Luat de pe coama unui deal al comunei Băneasa, unde pilotul comandant Alexandru Podgoreanu a aterizat fără emoții de parcă ar fi avut o pistă de beton, micuțul Alint va ajunge sub supravegherea specialiștilor. Acel mulțumesc, rostit de medicul comunii. Acea mână a mamei încărcată de acum de liniște. Și dacă mi îngăduiți, acele flori. Acele flori pe care toți oamenii ajunși pe aeroportul Aviasan din Tuzla le întâlnesc. Deși puteau să nu fie flori, acum sunt convins că nu se putea altfel. Să întâlnești în momentele de cumpănă nu un lucru oarecare, ci flori. Unele au nevoie de ocrotirea oamenilor pentru ca să înflorească din nou. Cei trei piloți în orele libere sunt grădinari. Astfel, bulbii de lalele ori gladiole vor străbate prin viscol până în primăvară. Eu v-am relatat câteva lucruri, să v-ați ruga să nu faceți de ucid dumneavoastră a reporterilor de a romanța. Deoarece majoritatea acțiunilor noastre sunt ele și așa destul de spectaculoase, încât o relatare exactă a lor este de ajuns ca să transmită întreaga lor frumusețe. Dacă n-am respectat cumva rugămintea pilotului Vasile Petcu, vina nu e a mea. Am trăit câteva zile în mijlocul unor oameni în care s-au întâlnit toate iubirile pământului.